Locuitorii municipiului Zalău și nu numai au ocazia să ia parte la o lansare de carte. Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj vă invită marți, 23 februarie, ora 16, în sala dialoguri europene a instituției, la lansarea primelor 4 volume din seria Satele Sălăjene și poveștile lor, autor Camelia Burghele, proiect editorial realizat cu sprijinul companiei Tenaris Silcotub și a apărut la editurile Caiete Silvane Zalău și Etnologică, București. Camelia Burghele este un etnolog specializat în magia terapeutică tradițională și în dinamica proceselor culturale din satele românești tradiționale, fiind cercetător la Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău.